Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Azgătind o altă rețetă și spunând o altă poveste. Gătitul este pentru mine lumea mea, ceva care mă motivează. Sunt 10 ani de când sunt bucătar și chiar n-aș schimba meseria asta cu nimic în lume. Șef la cuțite este o provocare pentru mine și emoții. Am foarte mari emoții. De gătit m-am apucat mai serios în momentul când am divorțat și am plecat la oraș cu copilul meu și aveam nevoie de un job. Atunci am hotărât să fac un curs și am devenit bucătar. 16 ani am fost căsătorită, eram singura cu venit și după un an de zile au început certurile. Zilnic a venit mă dă pe lume fiica mea. De la soțul meu n-am avut niciun sprijin. Nu avea nicio responsabilitate față de familie. Mai mult de atât, n-am fost apreciată niciodată, am fost jignită și după 16 ani mi-am luat copilul și am plecat. După atâția ani de zile când nu mai sper la absolut nimic, spui că gata, ai o vârstă, nu mai ești tânăr, ai copii căsătoriți, imediat devii bunic și cine spune lucrul ăsta se înșală marnic. După eșecul în căsnicie, chiar mi s-a întâmplat ceva ce nu m-am putut gândi vreodată că o să mi se mai întâmple în viața asta. Că o să ajung din nou să fiu cu cineva. Practic am reînviat. Împreună cu iubitul meu le gătim copiilor mai nou. Ne certăm foarte, foarte mult când s-a gătit. Ne certăm. Contrazicem. Da. Ea are un alt stil, eu am alt stil. Ne-am cunoscut anul trecut la un show culinar. Fluturaș în stomac, transpirația rece pe spate. La început am fost doar amici. Eu nu i-am plăcut ei deloc. A zis aroganț, încrezut. Așa a fost, așa a fost. Foarte căpoasă, foarte hotărâtă, foarte ambițioasă. Eu, în schimb, m-am îndrăgostit așa, la paf. Și de acolo, discuții pe Facebook, s-a legat. Probabil cu inteligența, că frumos nu sunt. Ce să mai zic, când ne-am salutat prima dată, a fost gata. Garofița, chiar dacă e jumate cât mine, dar e jumătate, mă completează pe jumate. Mă pierd. Fericirea ei, fericirea mea. M-a cerut în căsătorie, nu odată, de mai multe ori. Vreau să-i fac o din aia, să o vadă toți colegii. Aia. Acolo, atunci o cer. Îmi place elementul la surpriză, pac, na, ori da, ori nu. Atunci să văd ce zice. Îmi spune zilnic că nu o să fiu pregătită pentru asta și clar că nu o să fiu. Spun doar atâta că verighetele sunt negre. Adrian pentru mine înseamnă totul. Sper și peste 10 ani să fie la fel. Ne-am atașat foarte mult unul de celălalt, chiar am o relație foarte frumoasă. Am venit amândoi aici să concluzionăm care dintre noi e cel mai bun sau poate suntem la fel de bun. Suntem rivali în bucătărie. Clar că ăla care nu ia cuțitul o să fie pedepsit. Deci chiar o să fiu alături de el. M-aș bucura foarte mult pentru el. Și cred că și el alături de mine. Dacă ea ia și eu nu, cam o lună de zile gătesc eu numai. Și ea se uită la televizor. Am îndurorea, ne-ar plăcea să nimerim în echipe diferite. Și dacă ar fi în aceeași echipă, ar fi ok pentru noi. Dacă nu nimerim în echipe diferite, e cam nasol. Ar cânta Cocoșul, dar ar cânta Cotcodac. În loc să facă Cucurigu. Deci aș face compromisuri ca să meargă ea mai departe. Mamă, de dragoste în viață și rivalitate în bucătărie dintre Adi și garofița lui. Te-ai mai uitat la ceas? Ești fără 27. La cât ne-am apucat? La fix. La fix? Nu se poate. Sunt în urmă la... Aoleu, ceea ce gătesc eu astăzi pentru mine e o provocare. Prietena mea face ceafă țigănească cu cartofi copți la cuptor. Preparatul ăsta este un tradițional. Massaman curry, într-un top 10 al mâncărilor mondiale, e numărul 1. Și o provocare pentru mine că o fac a doua oară în viață. Mai mult durează până fac pasta de curry. Fac eu pasta și poate o să fie mai gustos decât cea luată din borcan. Am crezut că o să meargă mai ușor, m-am complicat, nu trebuia să pun atâtea legume. Nu o să mă scriu în timpul necesar într-o oră. Parcă am început numai de 5 minute să gătesc și uită că a trecut aproape o oră. Vai de noi! Dacă gătim la temperaturi înalte, peste 90 de grade, 60 de grade, 80 de grade, germeni, eventuale microbi sau agenți patogeni dispar.
prin fierbere. Deci putem găti fără mască, important e să fim protejați. După ce am terminat produsul final, se răcește, punem vizierele și putem să servim liniștiți consumatorii noștri. Arată foarte bine la ea. Eu știu că face plating-uri super. Nu cred că o să ajung la nivelul lui, dar am învățat foarte multe de la el. M-aș bucura, chiar dacă eu nu merg mai departe, să merg ea mai departe și eu ajut cu tot ce stă în putință. Mi-ar plăcea să merg mai departe, sincer. Ar fi wow. Cum s-a descurcat la bancă? Mai bine ca mine. Eu acum, după ce am băut 7 shoturi de suc de lămâie, așa, sunt constipat, gata. Deci puteți să-mi dați ce vreți. Voi aveți amândoi de făcut o pedeapsă. Da, și? Da. Și am în cap o chestie care aș vrea să vă pun să o face. Eu am vorbit să primești un desert acum, Florin. Să vă povestesc ce aveți de făcut? Acum vrei neapărat? Păi nu știu. După, uite, are mărar, nu cred că e desert. Are mărar? Miroase a mărar de... Hai, mărar. Opa! E tot ce-ți place ție, uite, cu... Ceafă de porc țigănească. Mamă, slănina asta prăjită. A, și puțină mozzarella. Nu, e brânză de burduc. Nu e ceafa țigănească pe care o știu. Este. Ceafa de porc țigănească pe care am mâncat-o eu avea usturoi mult. Unde se gătește chestia asta așa? Oaș, Maramureș. Exact din zona aia. Băutura e foarte tare, nu-i de acolo. E mai tare decât Horinca. N-am băut, e prea tare. Mamă, arde pe interior, frate. Eu am făcut-o. Tu? Da, Horinca de mine a făcut. Hai să votăm. Votăm? Să votăm. Că vedem imediat cine vine, mă. Eu Ardeal? Ardeal, da, 100%. Ia, o să ia. Măcar da? Două cuțite cred că ia, pentru că gătește foarte gustos. Și o licitare, e beton. Bună! Bună! Seara! Seara! Oh, leu, Garo! Mă numesc Garo Fița Gog și sunt bucătar. Unde? În Zalău. Este o locație cu regim închis. Cum adică cu regim închis? Zi-mă, Michelin. Ai 5 stele Michelin. Este o cantină în care muncitorii din la... în Zalău. Deci neastră le faceți de mâncare la... Da. Deci lucrați la fabrica de ame, Lope Michelin, ca bucătar. Da. Sunteți bucătar Michelin, cu alte cuvinte. Cea mai tare de parcă. Primul bucătar Michelin care a venit la noi. Foarte tare. Aole, ce emoții are. Ce meniu aveți acolo? Vegetarian, dietă, sunt două feluri de garnituri, două feluri de ciorbă, porc, pui, zilnic. Cât sunteți în bucătărie? În jur la 30, din care 5 suntem bucătari. Gătim zilnic, la 1200 de muncitori. 1200, ok. Nu mai doresc să merg mai departe. Da. Ați mai văzut emisiunea asta, nu? Da. Chiar vă gândeați așa că cu o ceafă de porc și cu niște zelenă prăjită puteți să impresionați pe cineva? Nu știu. Ceafă de porc cu zelenă prăjită? Ce, mă, nu poate să vorbească, mă, ce dacă e blocat așa în bun? Stai să te vedem și pe tine. Cred că e prima oară când vine cineva la noi cu o ceafă de porc țigănească, sincer. Mi-ați strămâncat ceafa asta țigănească? Da. Și modelul ăsta așa e... senzație. Trebuia să pun mai mult usturoi, dar am renunțat. Noi deja am votat, să știți. Știu, e greu să mergeți mai departe, da? Știu. Da. Cine vreți să vă arate primul?